Salutări tuturor, bun regăsit suflete dragi, frumoase, magice și luminoase de pe acest canal de YouTube și nu numai. Ce mai face și cum v-a fost săptămâna? Ca de fiecare dată eu sper să vă regăsesc pe fiecare în parte cât mai bine, cât mai sănătos și mai ales cât mai zâmbitor, indiferent de vremuri, indiferent de timpuri. Iată că a sosit momentul nostru de revedere, așa cum se întâmplă duminică de duminică. Ne reîntâlnim cu multă bucurie, cu multă deschidere sufletească și vă mulțumesc că și de asta dată ați ales și v-ați făcut timp să-l petreceți în următoarele minute în compania mea. Vom primi o nouă călăuzire divină, acele mesaje menite întotdeauna să ne îndrume pe calea noastră, să ne motiveze, să ne aducă conștientizări în legătură cu ce va urma în săptămâna următoare. Analizăm în această citire intervalul de timp 12-18 februarie. Avem în față o săptămână cu energii de motivație, de acțiune. Universul ne susține în această perioadă de mersurile, acțiunile noastre. Important este să știm ce vrem de la viață, să ne găsim un țel, un scop, să avem viziuni cât mai înalte. Trăim și ultima săptămână în sezonul vărsătorului. Acest semn al vărsătorului este foarte activat în această perioadă. Foarte multe planete se plimbă în acest semn al vărsătorului. Planeta Marte va intra mâine, ce reprezintă motivația, acțiunea în acest semn, pe data de 16, și planeta Venus, ce se ocupă cu plăcerile, cu iubirea, cu banii cash, cu relațiile în acest semn al vărsătorului. Tot în această săptămână vom avea și Valentine's Day, ziua îndrăgostiților, celebrăm, onorăm dragostea, chiar dacă este o sărbătoare mai de marketing, fie că o celebrați sau nu, fie că o celebrați acum sau de dragobetele nostru românesc, este important să ne iubim, să iubim, să oferim iubire și să emitem în această lume cât mai multă iubire. Ia să vedem ce ni se recomandă. Voi lucra cu iubirea universală în această săptămână, să vedem care ar fi caracteristica săptămânii, tema săptămânii și mesajul general pentru noi este că primim binecuvântări de la Fecioara Maria, o săptămână cu foarte multe daruri, o săptămână în care situațiile se mai așează, se clarifică, primim binecuvântări sub diverse forme. Important este să ne deschidem, să fim flexibili și să primim aceste binecuvântări divine în viețile noastre. O săptămână cu multe binecuvântări, cu multe rezolvări. Să vedem și îngerașii ce ne transmit pentru această săptămână, cum deputează pentru noi. Mesajul de început de săptămână este legat de transformare de la Arhanghelul Zadkiel. Trăim timpuri de transformare, de schimbări și este necesar să ne adaptăm acestor energii, acestor schimbări, să fim cât se poate de flexibil pentru a transcede aceste timpuri cu mai multă ușurință. Atunci când ești mai flexibil, te adaptezi acestor schimbări, nu te rupe, așa să vorbim metaforic, ca și un copac, să avem mai multă flexibilitate în idei, în tot ceea ce vine în viața noastră, să nu spunem nu anumitor situații, să facem lucrurile puțin diferit. Asta ni s-ar transmite. Provocarea săptămânii, să vedem de ce este legată această provocare, de a aduce pace și armonie în viețile noastre. Să curgă mai multă pace, armonie, adevăr divin. Și vine acest mesaj de la Arhanghelul Raguel, Arhanghelul relațiilor. Această zi a îndrăgostiților din partea Universului, să spunem așa, din partea planetelor, nu prea este atât de susținută, mai degrabă este susținut dragobetele nostru românesc, cumva sunt tensiune în această săptămână în relație, iubire așa mai cu năpădăi, să spunem așa, în relații, și de aceea se transmite acest mesaj. Aduceți pace, armonie, înțelegere în relațiile voastre, nu generați conflicte. Acest arhanghel Raguel aduce mai multă înțelegere, înțelepciune. Să vedem cum închidem săptămâna, ce ni se mai transmite, să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem. Este un mesaj foarte înțelept, așa, în această săptămână a iubirii,
a acceptării de sine, să ne iubim, să ne acceptăm așa cum suntem, cu, să spunem, cu kilograme în plus sau minus, cu greșeli sau cum suntem fiecare dintre noi. Este important să ne acceptăm, să ne iubim și să nu ne criticăm, să nu ne judecăm. Pur și simplu suntem aici la o școală și învățăm din erori, să fim blânzi cu noi în aceste timpuri, pentru că trăim timpuri foarte schimbătoare, transformatoare, totul este de la o zi la alta, nu știm ce ne așteaptă. Important este să trăim într-o energie cât mai înaltă, să fim optimiști, să ne iubim, să ne acceptăm și să aducem mai multă armonie pe acest pământ. Fiecare dintre noi este important să generăm iubire și armonie. Să vedem pe lângă acești doi arhangeli, este o săptămână foarte importantă, puternică, Zadkiel și Raguel. Cine mai vine? Vine Arhanghelul Metatron și ne transmite acest mesaj cu înțelepciune. Cumva să facem lucrurile în această săptămână mai diferit, cu mai multă înțelepciune. Poate avem tendința să ne aruncăm, să ne grăbim, să acționăm, dar să stăm așa puțin, să ne gândim, să nu ne pripim în a acționa. Cumva să facem totul cu mai mult discernământ, cu mai multă înțelepciune, să studiem, s-ar putea strecura poate în anumite situații, anumite erori sau să fim înșelați sau să luăm anumite decizii. Poate mai târziu am considerat că au fost neinspirate, neînțelepte. Cumva ni se transmite fi înțelept în această perioadă. Cunoaște mai multe posibilități, nu te arunca, nu te grăbi în această perioadă. Cumva avem tendința cu toate aceste energii să ne grăbim, să facem totul rapid, rapid, dar cumva să studiem mai bine, cumva să facem totul dintr-o altă perspectivă, să privim totul cu o altă optică. Vă reamintesc că este o săptămână cu binecuvântări, vom primi binecuvântări în viețile noastre, foarte multe rezolvări, clarificări, situațiile așa se mai așează, trăim timpuri de schimbare, să fim flexibili, să permitem acestor schimbări să se manifeste în viața noastră, să nu spunem nu niciodată, mă refer când vine o schimbare, pur și simplu aruncă-te în necunoscut și vezi ce iasă din acea situație. În relațiile noastre să aducem pace și armonie, să ne iubim, să ne acceptăm fiecare dintre noi așa cum suntem, mai multă iubire de sine, mai multă acceptare, să nu ne judecăm, să nu ne criticăm. Și Metatron ne transmite acest mesaj: fii înțelept în această perioadă, nu te grăbi, studiază ce ți se propune, că mai târziu poate o să spui că nu ai fost inspirat, m-am grăbit, nu am acționat așa cum a trebuit, cu discernământ. Cumva universul ne cere mai multă asumare, mai multă maturizare. Eu vă mulțumesc, dragilor, că ați primit aceste mesaje. Vă reamintesc că toate aceste mesaje sunt generale pentru fiecare dintre noi, pentru toți cei ce urmăresc acest material video. Și vă doresc o săptămână cu infinite binecuvântări, toate cele bune, până săptămâna următoare. Namaste!